Pe parcursul ultimelor 2 săptămâni, poliția română a efectuat 120 de percheziții. În urma acestor acțiuni au fost ridicate peste 2 kg de droguri, 49 de laptopuri, 10 tablete, 31 de carduri bancare și 2000 de pachete cu țigări și substanțe, fiind instituite măsuri asiguratorii pentru 7 imobile și 5 autoturisme folosite de către grupările de criminalitate organizată. În perioada 6-19 ianuarie 2017, polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate au efectuat 37 de acțiuni operative pentru destructurarea unor grupări infracționale specializate în trafic de persoane, trafic și consum ilicit de droguri, criminalitate informatică și spălare de bani. În cadrul investigațiilor pentru probarea activității infracționale a 164 de persoane bănuite, polițiștii au efectuat 120 de percheziții ce au vizat imobilele folosite de acestea. În urma administrării probatoriului, 55 dintre acestea au fost reținute sau arestate și 8 au fost plasate sub control judiciar. De asemenea, polițiștii au ridicat în vederea cercetărilor aproape 100.000 de euro și 3.000 de lire sterline, 93 de comprimate ecstasy, 3 grame de marihuana, 6 grame de cocaină, 2.270 de grame de cannabis, 9 cântare electronice și 15 grindere. La acțiunile desfășurate au participat polițiști din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate, care au beneficiat de sprijinul celorlalte structuri centrale și teritoriale ale Poliției Române. Totodată s-a cooperat cu structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Activitățile desfășurate de polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate au avut loc în cadrul unor dosare penale aflate în instrumentarea DICOT.